Multă lume susține faptul că banii aduc fericirea cât și succesul. Însă pentru unele echipe din fotbalul mare, acest lucru nu se aplică. Avem exemplu PSG-ul care a băgat o sumedenie de bani și n-a câștigat nimic în afară de Cupa Franței și Campionatul Franței, aducând jucători senzaționali precum Neymar, Messi, Ramos și așa mai departe. Așa că astăzi l-am sunat pe Gigi Becali și am spus să bage mâna adânc în buzunar, așa că în acest video vom forma cea mai scumpă echipă din FIFA 23, ediția Superliga României. Iar antrenorul echipei noastre va fi nimeni altul decât Nicolo Napoli, care vrea să se răzbune pe Dragomir Titelu că l-a dat afară 12% milioane oară, nu știu ce am zis, și vrea să demonstreze că se poate lucra cu un antrenor, nu am spus un lucru greșit, un antrenor patron ca Gigi Becali. Haide să vedem echipa cum arată. Înainte să vedem echipa, m-a sunat la Gigi și a zis că bă, eu vreau să mă joc în Conference League, să luăm banul la frumos de la UEFA, așa că o să avem în acest test și Conference League-ul pe lângă câștigarea Superligii. Ia uite și pe Petrolul acolo, avem derby puternic, așa că haide să vedem echipa completă cum arată. Aceasta este echipa care astăzi va defila absolut în toate competițiile. O să avem pe ecran după fiecare nume menționat și valoarea lui de pe Transfermarkt, așa că haide să începem. În poartă l-avem pe Horațiu Moldovan de la Rapid București, fundaș stânga Nicușor Bancu de la Craiova, fundașii central și dreapta Burcă, Matias și Cumania de la CFR Cluj. Mijlocașii defensivi sunt Boateng tot de la CFR Cluj, Darius Solaru de la FCSB, care apropo Darius Solaru este cel mai scump jucător din Superliga noastră. Pe stânga l-avem pe Tavi Popescu, mijlocaș ofensiv l-avem pe Ion Gheorghe de la Sepsi, pe dreapta l-avem pe Cordia de la FCSB, iar atacantul echipei este Companion tot de la FCSB. Rezervele sunt următoarele: Florinel Coman, Andrei Ivan, Petrila, Băluță, Cristea Sorescu și Târnovanu. Aceasta este echipa noastră, haideți să simulăm până la meciul cu West Ham ca să vedem cum se descurcă această echipă până atunci și în meciul cu West Ham. Hai să vedem! Și iată, ne ajungi pe 15 septembrie 2022 la primul tare test din acest episod și probabil că singurul. Mi-am pus căștile pe cap, suntem pregătiți de luptă, voi juca personal acest meci, să vedem, să văd și eu în primul rând cum se mișcă această cea mai scumpă echipă din Superliga României și haide să dăm drumul, să sperăm că scoatem și noi un egal. Se pare că Nea Gigi n-a schimbat nimic la echipă, echipa este aceeași, jucăm pe Legendary, 3 minute ca să se miște totul mai rapid și haide să dăm drumul la treabă. Și hai să dăm drumul la treabă, ăștia m-au luat tare din start, nu-i nimic, hai de burc. Nu se poate, ei! Bravo Moldovan, bravo Moldovan, ne-am luat și poziția de gamer profesionist. LOL! Foarte bună pasă pentru Bancu. Ha! L-a întors. Centrare. Pentru nimeni. Groaznică centrare, nu mai zic. Și Vali Crețu. LOL! Ce prost mă apăr. Ia-l mă! Nu se poate, Manea! Nu vă penalti, nu! Ma. Nimic, domn arbitru? Uite, bă, nu poți să zici din care Boateng pierde. Ești bun pentru Mioveni, bă, băiatule. Ion Gheorghe. Ion Gheorghe, bravo, a întors. Companio. Și, șut! A, prima ocazie, trasă de urechi ocazia asta. Se poate foarte frumos, foarte frumos unde e ăsta. Nu-l pierzi, Manea. Bravo, Matias. Bravo, Iuri. Bravo. Companio. Asta este pauză 0-0. Meci. Până acum foarte. Uite, se bucură ăștia. Până acum meci strâns, pot spune. Noi nu prea am avut ocazii. Eu am încercat două ocazii, două corneri pe acolo. Hai să vedem ce se întâmplă în repriza a doua. Ce faci? Ce faci? Hai, dar Burcă nu-l pierzi. Nu-l pierzi, Burcă. Pentru Bowen. Îi ține bine acolo. Nou spații, nou spații. Boateng o să-și tragă! Bravo, Moldovane. Bravo, bravo, bravo. Corner prost bătut. Hai, Tavi. Ia-l, tată, ia-l pe Maxel Cornel la viteză, ia-l, niciodată. Bravo. Te-am văzut! Bravo. Și n-am cu cine. Bravo, Burcă. Păi da, mă, ce să-i faci?
Manea. Nu, Companiu, slab, slab. Ce treacu, mă? Fac eu combinații cu Companiu. Foarte bună pasa. Strângem în centru. Bă, da, o pasă bună de băiatul ăsta, bă. Foarte bine, bă, foarte bine. Ce bine am strâns. Dar tot nu putem ieși din careu. Nu se poate. Hai, ne aruncă ăștia în aer. Noroc cu Moldovan, că altfel, dezastru. L-am vrut 5-0 până acum. Să vedem și cornerul ăsta totuși, bătut prost. Nu se poate, ieșiți-mă de acolo, mă. Offset. Nu. Trebuia să vină și golul ăsta. N-am putut ieși cu mingea din careu. Am eu doarme acolo, o centrare foarte bună, tare, în gura porții și 1-0 pentru West Ham. Noi n-avem șut pe poartă. E greu. Scamaca, bună pasă asta. Centrare pe jos. Bravo, Burcă. Foarte bun Burcă meciul ăsta. Deci merită banii. Te-am văzut în gaură? Du-te, Tavi Popescu. Du-te, Tavi Popescu. Tavi Popescu, șut! Tavi Popescu face 1-1 în minutul 91 și bineînțeles că face o calma senzațională pe London Stadium. 1-1. Nemeritat, sincer. Nemeritat golul acesta, dar golul e gol. No comment. Bine că n-am apucat să dea pasă Companiu, că dacă dea pasă Companiu era în vai și amar. 1-1 și cred că ăsta va fi scorul final, în minutul 91, nicio șansă să mai primim un gol. Exact final, 1-1, exact cum am spus la început. Decent, începe cu dreptul această campanie, mă rog, nu e carieră, dar în fine. Haideți să ne mutăm pe 31 ianuarie să vedem care este situația. Mamă, ce hands a fost ăla! Haideți să ne mutăm pe 31 ianuarie să vedem care este situația la final de sezon. La jumătate. Iată, ne ajungi pe 31 ianuarie. Haideți să vedem ce face echipa. În Superliga treaba este cam complicată. 11 victorii, 4 înfrângeri, 41 de puncte. Voluntariul surprinzător este pe 2, 14 victorii și 5 înfrângeri. CFR-ul pe primul loc, 14 victorii și 3 înfrângeri. După care avem UTA, Rapid și Botoșani care completează play-off-ul. Craiova abia pe 11, dezamăgitor. Iar la retrogradare FCU și cu Chindia, iar Argeșul și cu Mioveniul joacă barajul. Hai să vedem dacă am trecut mai departe în conference. Dacă am început tare cu un egal, poate trece mai departe. Nu văd nimic interesant și am ieșit pe locul 3 la egalitate de puncte cu Anderlecht, care ne-au bătut la golaveraj. Nu se poate, bă, nu se poate, bă, egalitate perfectă. Ne-au fost eliminați la golaveraj, bă. Ne-au bătut și meciul direct 2-3. Foarte, foarte, foarte ghinionist, foarte ghinionist. Asta este, să vedem prin Cupa României care este treaba. Bă, mă așteptam să fim eliminați iară din prima rundă, dar este senzațional. Semifinalele cu Farul, dacă batem Farul, probabil câștigăm și Cupa României, pentru că Botoșani și AFC Chindia ar trebui să nu fie la același nivel cu echipa noastră de Bogătani. Să vedem care este treaba cu jucătorii care sunt golgheterii în Superliga. Nu vreau să ies, mulțumesc. Golgheter este Ianga și Companiu, care sunt la diferență de un gol. Companiu 10, Ianga are 11 goluri. Bă, foarte, foarte bine. Avem un jucător aici în top și Olaru, care este pe locul 14 de asemenea, cu 7 goluri. La asisturi nu avem niciun jucător în primii 20 de jucători, nu avem niciun jucător care a avut multe asisturi. Asta este cam urât. Haideți să mergem la final de sezon, să sperăm că câștigăm, este cacofonie, să sperăm că vom câștiga măcar un trofeu. Hai să vedem. Și iată, ne ajungi pe 31 mai, se pare că jocul ne-a dat mare, mare spoiler și am câștigat Cupa României cu Botoșani 1-3. Hai să vedem dacă am reușit să câștigăm și Superliga României. Și este mare victorie, se pare că echipa noastră de miliardare a câștigat această competiție. 8 victorii, 2 egaluri, 0 înfrângeri, 53 de puncte, după care Hermannstadt surprinzător, 6 victorii, 2 egaluri și 2 înfrângeri, 42 de puncte, după care CFR-ul joacă baraj cu cine joacă baraj, cu câștigătoarea dintre Sepsis și FCU, care habar n-am cine a câștigat, Voluntari, Craiova și cu Rapid. După cum am spus la începutul sezonului, Nicolo Napoli a vrut să se răzbune pe Adrian Mititelu și să-i arate că se poate lucra și cu Gigi Becali și iată că
acest lucru s-a întâmplat. Cupa României am câștigat-o noi 3-1 cu Botoșan, după cum foarte bine am văzut. Haideți să mergem mai departe să vedem care este treaba în conferenți și celelalte competiții europene. Conferenticul a fost câștigat de Villarreal, bate pe West Ham 1-3. Mergem în Europa League să vedem care este treaba. Barcelona cu Arsenal în finala Europa League. Barcelona pierde 0-2, măcar în joc să câștige și Arsenal un trofeu important. Iar în Champions League se pare că City a câștigat 4-3, poate va câștiga și mâine, adică sâmbătă, când este acest videoclip filmat. Bă, ce pot spune, un test foarte, foarte interesant. Am reușit să câștigăm două trofee. Se pare că Nea Gigi a făcut o investiție bună prin a cumpăra o echipă de 30 de milioane de euro. Nicolo Napoli, o alegere foarte înțeleaptă. Așa că ne vedem data viitoare. Nu uitați de un like, un subscribe și toate cele. Și ne vedem data viitoare din nou, mă repet. Ciao, ciao!